Salutare din nou YouTube! Revin cu un nou clip, un fel de update la primul episod de ieri, pentru că simt nevoia să rectific câteva lucruri. De ieri, de la primul episod pilot pe care l-am încărcat pe YouTube, din păcate, majoritatea dintre voi nu ați înțeles ce am vrut eu să spun în acel clip și ce am vrut eu să fac cu acest canal, care cred că pe viitor voi renunța la ideea de a purta dialoguri cu alți oameni și probabil va rămâne un canal de YouTube al meu personal, un vlog personal în care voi încerca să vă arăt câte ceva din viața mea pe parcurs, prietenii mei și familia mea. De ce spun că renunț? Pentru că de ieri până astăzi mi s-a umplut efectiv mesageria cu mesaje nu prea plăcute. Majoritatea dintre voi nu ați înțeles ce vreau eu să fac și v-ați interesat foarte mult de starea mea sentimentală, ca să-i spun așa. Pe unii v-au deranjat locația unde mă aflu, nu știu cât de mult a contat acest aspect pentru unii dintre voi, dar, dragii mei, ați înțeles greșit. Nu caut să mă mărit, nu caut matrimoniale, nu vreau să intru în viața voastră cu forța. Era efectiv un clip în care ziceam cei care doresc să avem un canal de YouTube al nostru, al persoanelor cu handicap locomotor. Din păcate nu ați înțeles. O doamnă mi-a scris chiar pe Messenger și m-a întrebat de ce ți-am spune noi ție problemele noastre de viață. Doamnă, nu vă oblig să-mi spuneți povestea noastră de viață și nu e o regulă. Mă gândeam că nici nu are legătură cu pandemia, cu virusul, cu noi, persoanele cu handicap, suntem un pic mai singuratice și nu doar unii dintre noi, dacă suntem sinceri, chiar majoritatea. Și m-am gândit să fac un canal în care să ne spunem efectiv poveștile de viață, eu pe a mea, voi pe a voastră, alții să prindă curaj să spună și ei povestea lor de viață, să facem așa un fel de jurnal video cu un grup de persoane cu handicap. Așa cum spuneam, cred că voi renunța la idee pentru că nu s-a înțeles ce am vrut să fac. Va rămâne canalul meu de YouTube personal. Îmi pare rău că s-a înțeles greșit. Îmi pare rău că nu ating standardele majoritatea bărbaților care mi-au trimis cerere de prietenie sau un mesaj privat în care, repet, au dus discuția noastră spre total altceva decât ce vreau eu să... Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt un om închis în mine și nu e că nu accept noi amici în viața mea. Doar că... Doar atât. Eu sunt foarte bine, sunt... cu starea mea sentimentală sunt deosebit. Nu înseamnă că trebuie să-mi afișez acum, știu eu, să-mi pun așa în colțul canalului de YouTube, în stânga, în dreapta, undeva sus, că... cât sunt de fericită. Sau nu. De aceea acest canal va rămâne un canal propriu de YouTube, un fel de vlogging, în care voi încerca să postez de 2-3 ori pe săptămână, dacă reușesc, în care, cum spuneam și ieri, îmi veți cunoaște pe treptat prietenii, familia, ce fac în timpul liber, unde mă duc și cât mă duc, ținând cont că, așa cum spuneam și ieri, nu mă pot deplasa foarte mult pe jos. Încă o dată, spre sfârșit, le mulțumesc celor 2-3 persoane care mi-au lăsat coment și pe canalul de YouTube și în mesaj privat în care mi-au spus felicitări pentru ce faci. Se pare că 1% a înțeles, 99% nu a înțeles și a crezut că caut altceva sau cine știe, nici nu știu la ce s-a putut gândi anumite persoane. Mulțumesc mult, ne vedem în curând, sper că și afară și nu doar în interior, dar momentan și aici în Germania trebuie să păstrăm regulile și legile. Și încheie așa cum am încheiat și ieri, stați acasă, aveți o zi frumoasă și mulțumesc celor câteva persoane care de ieri până astăzi au dat subscribe, au dat share, au lăsat comentarii și care chiar au înțeles de fapt ce înseamnă și ce am vrut să fie acest canal.